Salutare tuturor și ne-am regăsit la un nou episod pe canal. Eu sunt Andrei și astăzi este 1 decembrie, ziua României, pe fundal său de imnul României, pentru că v-am zis de neori. Vreau să vă urez o zi frumoasă, să vă bucurați de acest stat, să fiți mândri că sunteți români, pentru că este o țară foarte, foarte frumoasă. Și vă invit să mergeți la evenimentele voastre, pentru că sigur sunt evenimente cu această zi. Până și la mine în comună este un eveniment. Da. Nu faceți griji, o să ne jucăm și jocuri. O să ne jucăm și un joc episodul acesta, adică nu va fi doar așa. Da, a început luna decembrie, luna cadourilor, cum o numesc, cum o numesc și eu și mai mulți, care vor veni o serie de sărbători foarte, foarte interesante. Am niște proiecte pe care vreau să le fac. Și sper să iasă bine. Sper să iasă și acesta bine, pentru că mă gândesc de ceva zile cum să-l fac și ce să fac în acesta. Dar, da. Că v-am zis episodul trecut cu GTA, la care vă mulțumesc foarte mult de like-uri. Am un calendar în același, la începutul decembrie îl încep și pe aceea. Mi-a zis un abonat că se numește calendar advent. Nu voi mânca de el pentru nu voi mânca bomboana aceea din el, pentru că nu mi se pare ok să fac asta pe videoclip, dar am să vi-l arăt, uitați, acesta este. Nu este scump, dacă vreți vă puteți lua și voi. V-am zis, eu am un fel de tradiție, să zicem așa, cu aceste calendare. Dar da. Uitați să vă bucurați de ziua aceasta, v-am mai zis și la început. Da, dacă nu puteți să ieșiți din casă din cauza frigului și astea, vă uitați la televizor, nu e nicio problemă. Termina și imnul, putem trece la joacă, băieți. Da, ne vedem imediat pe joacă. Da, și am revenit, ne vom juca Fortnite și vreau să fie ceva mai chileanu, așa, așa că ne vom băga un Team Rumble. Haideți să vă arăt puțin Battle Pass-ul, item shop-ul. Deci stai puțin, mișto e skin-ul ăsta, deci am intrat aia neaori și băi, e genial, deci n-ai cum să o dai cu el. Stai să puțin ce frumos e de Crăciun, așa. Chiar-s mișto skin-urile, deci mai ales, deci ăsta. Veri frate la inima aici. Inima? Nu. În fine, e mișto făcut skin-ul, n-ai ce zici. Stai să vă și puțin. Da, șansurile. Asta e cel mai rar după shop, este din sezonul 5. Mi-ar place, dar n-am 500 V-Bucks, am decât 200. Oricum o să mai bagem că e comun. Sau rar, nu e. Haideți să băgăm și noi repede Team Rumble acesta. Bun, și dacă vă întrebați cum a fost, cum am făcut tranziția de la introducerea aceea de 1 decembrie la Fortnite, ei bine, am filmat videoclipuri diferite și le-am împreunat, ca să zicem așa. Păi cum vedeți, când veți vedea episodul acesta va fi seară. Și vom mânca un Team Rumble pentru că este mai chill așa, vom juca chill așa de 1 decembrie. Pentru că nu vreau așa să fie prea mult efort, vreau doar să mă distrez așa. Știu că nu o să se vadă, nu știu, deci habar nu am. Se vede doar la 720p și nici nu știu dacă aceea e rezoluție 720p. Dar, I don't know. Ce mă, că stai cu mine. Mama, alt copil. Așa. Voice chat, 0, hai. Gata, mă. Deși de episodul trecut totuși am copilul aceea, na, nu știu ce. O să merg în Frenzy Farm. Deci s-a făcut rampa de la Fortnite, ați văzut și adineori, deci când te arunci din autobuz, te dă cu camera puțin mai în spate și la setări adineori ați văzut că totul e schimbat, adică e alt design, asta vreau să zic. Prima oară nu am așa, bă, nu stai așa cum vine asta că nu înțeleg nimic. Dar până la urmă te obișnuiești destul de repede și na. Hai să mergem la casa aia mare. Oh, și după cum vedeți am și un glider nou. Dar nu m-am mai jucat Fortnite 2 săptămâni, nu mă întrebați. Nu m-am mai jucat Fortnite 2 săptămâni, băieți, vorbesc serios.
pentru că, v-am zis, update-ul ăla l-am făcut de-abia după ce mi-a trecut mie chestia aia cu GTA 5 când mă jucam în fiecare zi, deci cred că am 20, bine, nu-i mult, vreo 20 și o zi, 24 de ore de GTA 5 am la activ. Trepul ăsta frumos. O, să vezi ce fac eu cu trepul ăla. Vreau să fac un kill cu trepul. Vreau să fac un kill cu trepul, băieți. Luăm și harpongan-ul și... Nu mai luăm niciun harpongan, ok? Bun. Nu uitați să apăsați butonul de like la episodul trecut cu Fortnite, s-au strâns 20 de like-uri. Așa că, la episodul acesta, dacă se vor strânge... Dacă se vor strânge 30 de like-uri, voi cumpăra Battle Pass-ul. Dar dacă nu, nu voi cumpăra Battle Pass-ul. Adică dacă vrei să cumpări Battle Pass-ul și vorbesc serios data asta, trebuie să strângă peste 30 de like-uri. Ok? Știu că nu e imposibil, la primul videoclip s-au strâns, așa că... Dați-i bătaie, băieți! Că se poate! Hai să mergem și noi mai sus, și asta am deschis-o? Nu. Haideți noi șemineul ăsta, că șemineul ne dă... Ne dă... cărămidă de multă. Și faceți aminte că la episodul anterior cu Fortnite... în unele părți era... se mișca destul de greu. Dar cred că am rezolvat chestia asta. Deja legendar, mă. Deci sunt primul player din match care a obținut un item legendar. Da. Nice. Îmi spuneți ce jocuri mai vreți să jucăm. Mai este un abonat că vom juca dacă, că, când o să fac CSGO. I don't know când o să fac CSGO, probabil o să fac, dar nu o să fie o serie foarte activă, așa, o să fac din când în când, pentru că CSGO, să zicem, e pentru YouTube, ar fi puțin cam mort, dar așa să te joci cu prietenii, e distractiv, e distractiv. Dar pentru YouTube, am zis, e mort și nu prea cred că va fi o serie foarte, foarte activă la care să postez, nu știu, zilnic, săptămânal, etc. Parcă am trebuit să... mai sunt 3 minute, mai stăm puțin pe aici să luptăm, să facem chestii. Bun. Oh, și asta nici nu știu dacă am intrat. N-am intrat. Pentru asta voi fi pe locul 3. Ia să beau eu, că oricum o să mor din prima, adică nu că o să mor din prima, o să mor meciul acesta, e imposibil să nu mori într-un meci de Team Rumble decât dacă ești foarte, foarte bun. Da. Să-mi spuneți dacă vreți să aduc și invitați, adică invitați, mă refer la prieteni prin asta. Dacă vreți să aduc și prieteni să ne jucăm Fortnite GTA, să-mi spuneți. Ok, am făcut și un challenge cu Harvest Medal. Opa, am făcut rost de un nou emoticon. Nice. Avem level 41 la Battle Pass. Suntem undeva pe la... Vreau ca un glider. Suntem undeva pe la jumate. Ceea ce e bine. Adică dacă ne-am cumpărat Battle Pass-ul acum, am avea ce să cumpărăm. Ce să cumpărăm, ce să primim. Da, Team Rumble este un mod în care sunteți 50 de playeri într-o echipă și trebuie să vă bateți. Cine ajunge primul la 100 de kill-uri câștigă. Este cu respawn, adică nu avem două treburi. Este cu respawn, adică dacă mor nu trebuie să intru în alt meci sau ceva. Trebuie doar să aștept vreo 3 secunde până îmi dă, până mă respawnez. Hai că vine zona și e jale. Mamă. Acolo trebuie să mergem noi. Cam greu. Ok, păi ceasul este ora 12 când filmez. Dar probabil videoclipul ăsta îl veți vedea undeva mai pe seară. Pentru că pe la 1 trebuie să fiu undeva la un eveniment în, la mine în comun aici. Pentru că este ceva cimitrare eroilor și se face o activitate din 1 decembrie. Haideți să... avem glider deploy, apropo, 50. Liber ca pasărea cerului. Sau nu. Mamă, sper să nu-mi ia din, din viață zona aia. Chiar ar fi nașpa.
Dar, da, uite, mai am 200 de metri, cred că ajung, cred că ajung. Bun. Deci v-am zis, la 30 de like-uri cumpăr, la peste 30 de like-uri voi cumpăra Battle Pass-ul. Să văd și eu ce puteți voi să faceți. Și dacă ați ajuns până aici la videoclip, vreau să scrieți în comentarii hashtag România, să fie așa mai festiv, mai ceva, genul. Să scrieți hashtag România, nu! Să scrieți hashtag România și vă voi da inimioara, vă voi răspunde la coment. Bun. Prește de zonă. Survive storm phases. Mamă, dar ne-a cam luat bă, ceva din viață, nu-i corect. De aici începe bătaia. Ca să zicem, așa e 8-8. Cine e cu barca aici? A, bă, cum a... Ok, e mort. E mort omul meu. Ia să-i dau snipe acolo, da? Dacă a dat ăla cu racheta... Aole, omule. Asta nici nu m-a văzut. Mai e unul acolo. Aproape. Mort. Una dată. Asta vreau să fac. Slăbuț, slăbuț. Bă, deci aici e bătălie cu snipere. Fagi. Asta e cu mine. Deci e un tip acolo. Mă scuzați că nu vorbesc, dar sunt destul de concentrat. Bă, tot m-a omorât, mă, cât m-am chinuit cu el. What? 29 la 31, 30 la 31. Ok, tipul ăsta e puțin cam... Sau eu sunt puțin cam... Mort. Om, dar m-am chinuit atâta, bă, și n-am obținut nimic, mă, cu tipul ăla, mă, trebuia să-l omor acolo. Hai să mai găsim și noi niște playeri pe care să-i ciopărțim. Oh! Mă, dar oamenii ăștia sunt porniți. O să vezi și falul ăla. E fete, încă ăsta nici nu o să știe. Oh, te-am dat 80. Ah, frate, chiar am dat 80, era imposibil să-l omor, adică dacă... A da, el cu rocket launcher-ul. Băi, să mă duc undeva cu echipa mea, că... Altfel, altfel... Bă, dar de ce mă spawnesc tot aici? Uite cum a sărit mă ăla. E cineva pe aici? Iau-te-l.
stăm la pândă ca șobolanii. Ok, un tip acolo. Care m-a văzut probabil. Ei, vă că acă... Două kill-uri din prima, așa frumos. Se merită, mă, se merită. Stai cu mine, ăsta e cu mine. Ăla nu știu, dar nici nu e. Ăla e cu mine. La limita trecută la mă. Mi-am luat locul ăla care era atât de bun. Mă duc pe dealul ăsta aici, că e foarte... Sari! Și așa fac eu 90, băieți. Deci din spate nu cred că... Nu! Tipii ăștia sunt pe aici. Ia uite unul acolo. E o barcă pe aici pe jos. Bun, am spart la shield-ul, cred. Nu știu sigur. E un tip aici în apă care... Care nu-mi place așa. Bă, că ăștia se bat aici. Avem noi, suntem la concert cu 79. Ce mă speria tipul ăsta? Ia uita-l. 24. S-a băgat ăla. Bă, că vine zona. Bă, noi, eu nu sunt zona, stai așa. Tipul ăla e jos acolo. Stai așa, băi, m-am luat puțin concentrare la joc, ești nebun. Deși nu prea trebuie la Team Rumble, pentru că este... Este... Ce frumusețe de kill. Level 42 la Battle Pass. Hai să mergem și noi. Mergem pe dealul ăsta. E tipul ăla acolo și... Bă, a trecut la milimetru! Mamă, bă, bă! Încă mă duc. Uinachele! Un joc chill de 1 decembrie aici, frumos. Da, cred că vom încheia și noi aici episodul. Vreau să fie un episod mai scurt, la obiect. Și sper că v-a plăcut gameplay-ul meu, kill-urile cu sniper-ul, chiar au fost, au fost bune. Da, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, v-am zis la 30 de like-uri, la peste 30 de like-uri vom cumpăra și acel Battle Pass, așa că rupeți butonul ăla de like. Eu am fost Andrei04, sărbătoriți această zi, pe data viitoare.